tot mai puține cupluri din județul Hunedoara decid să își unească destinele. Ca dovadă stau statisticile furnizate de Biroul Stării Civile, potrivit cărora în municipiul Deva au avut loc 128 de căsătorii în primele 6 luni ale acestui an, în scădere cu aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, când 166 de cupluri au spus da în fața ofițerului Stării Civile. Se pare că principalul motiv pentru care cuplurile amână să își înceapă viața în comun este instabilitatea financiară, care, pe lângă dragoste, înțelegere și respect, constituie una din principalele baze ale unei vieți în comun. Care credeți că este motivul pentru care tot mai puțin tineri aleg să se căsătorească în ziua de astăzi, în schimb crește numărul? Incertitudinea locului de muncă. Situația este așa de dificilă, n-au servici, tineretul sunt băieți cu facultate și n-au unde să lucre. Și atunci ce să facă, să moară îndoi de foame și așa mari de capul lor? De aia. Eu cred că totuși viața asta e prea grea și lipsa locuințelor și toată lumea acum vrea să stea singur, nu mai stau cu părinții, nu-s locuri de muncă, apar certuri, apar... Așa cred eu, e părerea mea. Chiar dacă numărul căsătoriilor a scăzut, îmbucurător este faptul că și divorțurile sunt în scădere. Astfel, dacă în primele 6 luni ale anului trecut în municipiul Deva 38 de cupluri s-au separat, în acest an doar 21 au făcut acest pas.